Salut și bine ați venit la un nou episod din podcastul Fit Fam. Astăzi e episodul numărul 9. 999. Azi e episodul numărul 9. Și o să vorbim despre cum să crești în masă musculară. Un subiect, probabil o să fie subiectul vostru preferat. Că la celălalt e... Am văzut că nu prea sunt vizualizat. Glumesc. Da. Cum să crești în masă musculară? Da, hai de cap. E atât de... Eu o fac pe pilot automat, adică eu nu știu să mai trăiesc altfel. Basically... Dar Petru, nu ești atât de mare. Nu ești atât de mare. Pentru că nu iau steroizi, anabolizanți. Dar de ce? Pentru că este de părere că nu sunt foarte sănătoși. Așa, lăsăm la o parte. Vreau să vorbim despre creștere în masă musculară în mod natural. Adică fără steroizi, anabolizanți. Nu că am avea ceva cu persoanele care consumă steroizi, anabolizanți. Numai noi suntem pentru sănătate, nu pentru antisănătate. Ceea ce o și demonstrat. Dar lăsând asta la o parte pentru alt episod, hai să începem să sărim direct la variabilele care ne ajută să creștem în masă musculară. Și sunt multe. Dar să le luăm pe cele principale. Hai să mergem cu un pic, să vorbim puțin despre antrenament, să vorbim puțin despre nutriție și despre timpul din afara sălii, cumva ce ține mai mult de odihnă, de gestionarea stresului, nu? Da. Începem cu antrenamentul. Da, cu unor, tu spune că tu ești cel mai tătic dintre noi, campion european, unor, timp unor. Eu cât mare vreau să fiu ca tine. Ok, mersi de introducere. Așa. Care crezi că sunt variabile cele mai importante când vorbim de dezvoltare, de hipertrofie musculară? Care te-a ajutat cel mai mult? Referitor la volum, intensitate... lucrurile astea. Cum le gestionezi? Cum te antrenezi? Mă antrenez cum mă simt eu în regulă. După un moment dat îți dai seama câte antrenamente, cât de intens trebuie pe fiecare zi, fiecare săptămână și... Dar ca să înțeleagă, de exemplu, un începător, vrea să crească masă musculară. Cam cât timp durează să... Da. Cât timp mergi la sală când ca să obții rezultatul, da. Eu zic că în primele trei luni se văd cel mai bine. Dacă ești noob, adică dacă ești noob și începător. Și dacă o ții ca lumea și cu nutriția și cu somnul, poate primele trei luni nu mai te antrenezi și restul nu sunt regulă și nu o să prea ai progres. Da, deci o să vadă ceva pe tine, clar. Da, ideea e că, cel puțin, eu așa văd tot filmul, că e ca un lanț. Adică, deja va mergi și te antrenezi dacă somnul ți-e praf. Adică dacă dormi, nu știu, 5 ore și 6 ore și de prostă calitate, deci nici nu se pune problema de crește masă musculară pentru că ți-e dereclat sistemul hormonal. Și poate îți faci mai mult rău. Apare accidentări. Exact. Cel puțin eu când dorm 6 ore, nici măcar nu mă duc la antrenament. Mă duc cu clienți, așa. Bine, nu s-a întâmplat asta. Cred că s-a întâmplat odată anul trecut. Nu m-am antrenat și m-am antrenat după masă că m-am dus și mai am dormit la casă. Știi? De altă dată, Petru nu are viață socială. Da, n-am viață socială. Ăsta ne iau slow. Și pe ei am cunoscut așa. Da. Așa, deci somnul nu e negociabil. Somnul e fundația la tot. Nu poți să faci nimic dacă n-ai dormit ca lumea. Cel puțin nu calitativ. Poți să faci, dar o faci la un 10%, 30%. Deci somnul... Păi trebuie să ai o fundație. Trebuie să fie terenul, în primul rând, pregătit ca să construiești. Construcția ne referim la antrenament. Dar dacă terenul nu ți-e pregătit, nu ai cum să construiești un bloc de 12 etaje dacă n-ai o fundație. Știi? Dacă nu te pregătești, hai să vedem un pic cum e fundația, avem nevoie de piloni, avem nevoie ca să crește, să susțină toate clădirile. Da, și ca să continui analogia lui Dan, pilonii respectiv sunt așa, deci somnul, care e pilonul principal, dar nu știu dacă sunteți de acord sau nu. Da, somnul, da, pentru că somnul reglează puțin stresul și chimia organismului, biochimia organismului. Exact. După aceea, clar, e nutriția și somnul constant, adică nu dormi o dată 8 ore și după aceea săptămâni eu mai lălăi. Sau dormi 6 ore și în weekend dormi 20 de ore. Așa e de așa e. Și contează și când dormi, că nu e tot una dacă dormi de la 4 dimineața până la 10 sau de la 11 până bine, la 7. Acolo cred că sunt persoane și persoane, că m-am tot uitat la chestii cu somn și acolo sunt persoane, asta e discutabil, o zonă gri. Dar ideea e să fie un număr de ore suficient de mare încât să... poți să fii funcțional și să poți să performezi la antrenament. Asta e la somn. După aceea, nutriția. Adică, eu cred că în ultimii 8 ani mâncam aproximativ același chestie în rotație, ci chestia că nici nu mă gândesc. Pur și simplu mănânc. Ok, mănânci.
Dar hai să facem așa o schiță. Ce mănânci? Hai să 10 alimente pe care Petru le mănâncă constant, le mănâncă constant în ultimii 10 ani. Deci în felul următor, deci odată îs ouăle. Da. Așa, pe cât posibil să fie cât mai ori la țară ori așa, dar ouăle. Hai să ne rezumăm asta. Ouă, lactate, carne sub diferite, indiferent că e țesut muscular sau că sunt organe. Și aici la carne intră și pui, și vită, și pește, și îmi plac și ficăței, îmi plac pipotele, mănânc cu... Și... Dar sărim peste puțin peste organe. Și lactate, lactate. Deci mănânc cottage cheese, îmi place foarte mult cottage cheese, mănânc de obicei dimineața și seara... implică ovăz, fructe, pădure și cottage cheese. Nu știu, pur și simplu am obișnuit cu mesele astea. Legume, verdețuri? Da, legume, clar. Deci, mai ales când e sezonul, legume, nici nu se pune problema. Dar, bine, astea sunt câteva chestii, carne, lactate, ouă, pește, după aceea intră carbohidrații complex și unde intră și cartofi, intră și orez, intră cartof dulce, mai rar că nu e favoritul meu, că e dulce. E dulce și cartoful, da, asociez cu dulce. Da, nu, nu se întâmplă chestia asta. După aceea, legume efectiv nici măcar nu le calculez caloriile, da, le mănânc, plus minus nu ai cum să, adică nu sunt absurd 200 calorii plus minus, na. Da, da, în condițiile astea nu. Deci te-a pus să cântărești spanacul, cum ești? Nu mai ești legumele verzi. Rădăcinoasele ai, că mai poți. Mai poți, dar la morcov, lase, dar la astea verzi. Ce super ușoare. Deci legume mănânc foarte variat. Încerc să mănânc cât mai de sezon. Dacă să știi, de exemplu, acum e sezonul rece și dacă sunt murături, murăturile, știi? După aceea îs fructele. Fructe pădure, cred că mănânc cam de 5 ani, pe săptămână cam între 35 kg. Pur și simplu îmi plac. Nu mă satur de ele. Cred că mi-au rămas unde se duc banii mei? Da. Sunt mult mai sănătoase ca și din punct de vedere al insulinei. Da. Clar, da, au un indice glicemic foarte scăzut. Exact. Și bogat în antioxidanți. Da, eu în capul meu să de fapt gândesc așa, trebuie să am proteină, trebuie să am carbohidrați complexi ca surse de energie. Și așa și trebuie să gândim. Da, trebuie să am vitamine și minerale și trebuie să am omega-3. La omega-3 am acolo la pește, de obicei mănânc ori somon, ori ton, dacă nu oricum iau capsulele și mănânc și nuci, știi? Adică, da. Sau da, nuci, nuci românești, mă special. Nuci românesc, mănânci românești, a mea iau nuci acasă, știi? Și eu îmi cumpăr. Adică se cumpăr migale. Am văzut în spate la ăsta. Revenind. Să le număr. Deci, revenind, cam astea sunt alimentele care sunt constante. Și în fiecare săptămână, pentru că am fi logistic mai ușor, mă duc cu lista de cumpărături. Mă rog, acum nu mai e cazul să mă duc cu lista de cumpărături. E în cap lista. E acolo, știi? E default, de fapt, știi? Setările din fabrică. Și tot aceleași chestii le cumpăr. Da, și la antrenament fac progresie. Adică, indiferent că adaug volum sau că adaug intensitate, adică sarcină, număr de kilograme sau frecvență, ideea e tot timpul să încerc să fie un pic mai greu, un pic. Da, să faci o încărcare progresivă. Exact. La tine care e diferența la mâncare? La mâncare am început acum ultima perioadă să mănânc puțin mai diversificat. Adică am zile în care mănânc fast food-uri sau chestii de genul, dar asta încerc să le țin sub control, să nu depășească o zi pe săptămână. Ies în oraș. Bine, să facem o paranteză. Deci chestia asta cu, știți că am vorbeam în episodul anterior 80-20. Da. Deci, de exemplu, dacă am ieșit. Încerc să mă încadrez în 20 ăla de mâncare sănătoasă, să zic. Știi? Dar cât posibil încerc să am grijă la alimentație. Întotdeauna mă gândesc să am, folosesc foarte mult, cum zici, pentru ouă, și iaurturi, brânzeturi. Carnea în ultima perioadă a început să o mai reduc, nu am scos-o definitiv, dar am redus-o. Nu mai mănânc carne de comerț, de pui, de piept de pui și chestia asta de comerț, eu nu mai mănânc. În schimb, am grijă să am suficiente ouă, să am câtă proteină are nevoie organismul meu. Acolo, 2 grame per kilogram corp? Maxim mă duc, nu mult mai mult. Poate chiar sub 2 grame, între 1,5 și 2 grame, cam acolo. Încerc să am carbohidrați de calitate, fulgi de ovăz mănânc, cartofi mănânc, căz la îndemână, orez, nu am nicio treabă, adică mănânc pentru strict ce mi oferă ei, nu neapărat pentru gust. Tu ai și combustia internă foarte bună, adică și ai și de metabolism mega... Da, metabolism eu zic că e normal, că dacă mă apuc să mănânc cum
am apucat din câteodată, m-aș îngreșa, să o țin o perioadă lungă de timp. E ok dacă e o zi, dar să nu fie o perioadă lungă de timp, că atunci m-aș îngreșa. Am noroc că sunt sală în fiecare zi și sunt multe ore, undeva la 10 ore, încarc, descarc aparate, mă antrenez, e clar că e destul de greu să mă îngraș. Odată după ce am grijă să am suficient carbohidrați de calitate, cum le-am numerat, fructe, ce să mănânc, legume, clar, verdețul, în mod special. Și îmi iau grăsimile din nuci. Omega 3 din nuci. Mă, și cam astea, nu am chestii wow. Combinații nu. Când îmi poftă de ceva, ies cu soția mea o dată pe săptămână, de obicei, sau la două săptămâni și mâncăm toate nebunile posibile. Da, o dată, ieșim frumos, să ne simțim bine. Mult, mai mult pentru psihic, știi? Da, la fel. E o chestie care te face să te simți așa mai deconectat de tot foarte plăcut. Te relaxezi, da. Dar după aia luăm iarăși de la capăt. În fiecare dată ne cântărim, urcăm pe cântar, băi, ok, hai să fim acolo în kilogramele astea, să nu avem plus prea mare, minus prea mare și să ne menținem. Da, dar referitor la antrenament, aici lucrurile se schimbă puțin, încerc să am grijă la volumul de antrenament. Acum am o special, mă duc, îl împart, l-am împărțit pe mai multe zile, mă antrenez grupele musculare cam de 3 ori pe săptămână, dar cu un volum mic pe antrenament. Fac, de exemplu, 5-6 serii pe grupă mare de mușchi. Și atunci, având 3 antrenamente, mă simt bine acum așa, am schimbat din pull push legs în varianta asta, de full body cumva, cu un volum mic. Și crește intensitatea treptată, știi? Da, am văzut că avea menul Hesemon on... Și mă simt, știi cum e, parcă nu mai e altceva. Da. Am terminat pieptul, spate, spatele, picioare, știi? Da. Ceva de genul și așa, nu-i plictisitor, da, nu-i monotor. Da, știu, e aceeași chestie, dar ideea e că poți așa să crești, adică la sfârșitul săptămânii, dacă faci un calcul, poți să crești și sarcina și volumul. Da. Știi? Având în vedere că frecvența e mult mai mare, că practic antrenezi aproape zilnic grupele musculare, cel puțin eu grupele aproape... marele, da, le antrenez de 3 ori mini pe săptămână, asta clar. Da, și în rest, fiind acum într-o perioadă mai mult de menținere și nu mă pregătesc de nimic, încerc să-mi păstrez tonusul muscular și să mă stres corpul atletic. Și eu super mulțumit. N-am obiective de a crește, de a slăbi, mă mențin. Și mă simt bine așa. Deci așa că așa din ce am discutat până acum, somnul e negociabil, trebuie neapărat. Deci clar, la somn iar așa am grijă, uite, vezi, asta n-am specificat-o eu personal. De fiecare seară mă uit la ceas, când au trecut de ora 10, atunci îmi spun, mai stau sau mă pun la somn. Dar să nu treacă ora 11, știi? Și între 10 și 11 încerc să mă pun la somn în fiecare seară. Și o să mă trezesc undeva la 6 dimineața. Las una, două ore de citit dimineața înainte de a veni la sală, că na, fără citit. Da, și asta trebuie muncit. Da, trebuie muncit și creierul, clar. Da, deci clar, somnul nu e negociabil, ăla e fundația. După aceea trebuie să avem o perseverență la antrenament. Adică logic, nu? Uite, vezi, acum tot ce am povestit, astea fără o perseverență, fără o constanță, egal cu zero, că poți să ai o săptămână cea mai bună alimentație și cel mai bun antrenament. Dar dacă nu, e o continuitate pe câteva luni de zile minim, 6 luni, hai să zic. Nu, stai, nimic, nu o să nu pe nimic. Da, deci cât de importantă poate fi asta? Da, și după aceea, în momentul în care ai obținut rezultatele, zicem că ai ajuns și ai crescut în masă musculară la un nivel mai mare decât din punctul zero când ai început, în momentul în care ai ajuns acolo, dacă revii la vechiul stil de viață, efectiv o să revii la vechiul fizic. Da, normal, nu e ca și cum ai fi construit o statuie și statuia și rămâne așa. Da. Și cred că sunteți de acord și voi că pentru a arăta diferit, indiferent că vrei să slăbești sau că vrei să pui masă musculară, dacă nu schimbi stilul de viață, pe tot restul vieții, nu o să ai același corp o perioadă lungă de timp. Da, numai că corpul cumva îți transmite ceea ce îi oferi tu. Uite, ăsta e rezultatul la ce mi-ai dat tu. Ce exercițiu fizic mi-ai dat, la ce alimentație mi-ai dat, la ce odihnă mi-ai dat. Uite-te cum areți. Da, nu că vreau masă musculară, fac orice, nu dorm mai mult, nu mă antrenez ca lumea și nu mănânc ca lumea. Da, vreau masă musculară. Dar vreau în 3 luni, maxim. Apropo, chiar dacă, de exemplu, că aici mi se pare că culturismul natural ți schimbă, pentru că în momentul în care vezi cât de dificil e, că nu e un proces extrem de ușor, adică să faci chestia asta, că e dificil, devii un pic umil, știi? Adică în sensul că înțelegi câtă muncă trebuie depusă ca să ajungi, știi, foarte multă muncă, în punctul de a arăta
arăta, mă rog, cum își doresc majoritatea să arate, știi? Că, de exemplu, și persoanele care consumă steroizi anabolizanți obțin rezultate pentru o perioadă scurtă de timp și neavând cunoștințele necesare de stil de viață, de nutriție și de antrenament, efectiv ajung și revin. Bine, asta dacă încep cu încep de vreme cu chestia asta, că dacă 5 ani te-ai dus pe natural și aproximativ ți-ai atins potențial genetic, știi cum să mergi mai departe. Exact, dacă încep direct cu chestia asta, e foarte mare, foarte mare risc să îți facă mai mult rău, din cauza că efectiv tu nu știi dacă e progresul tău, știi, sau e progresul lor, știi? Pentru că poți să crești, eu m-am uitat la studii și poți să crești maxim musculat dacă ei, mai mult decât o persoană care face sală efectiv. Adică să iei și ne facă nimic. Dar, încă o dată, dacă iei și faci, crești mult mai mult masă musculară, clar. Bineînțeles că și aici, alea nu sunt cumva minuni dacă nu antrenamentul și alimentația sunt la punct. Exact. Nici cu alea nu. Într-adevăr, acolo se vede o diferență folosind substanțele. Da, se vede, dar ideea e că revin apoi la... Dacă nu mănânci ca lumea, nu dormi ca lumea și alte chestii... Asta trebuie puse la punct, clar. Da, exact. Vrei să arezi diferit pe o perioadă foarte lungă de timp, schimbă-ți obiceiurile. Clar. Asta nu se... Eu tot timpul când zice lumea schimbă-ți obiceiurile, mă imaginez obiceiurile așa, un sculptor, știi? Uh-huh. Și corpul și mintea ta, știi, e efectiv piatra și tot, știi, obiceiurile face. Că știi cum? Exact. Trebuie să știi exact pentru ce începi. De ce vrei să arezi? Să pui masă musculară. De ce vrei să slăbești? Bine, aici sunt mai multe întrebări. De ce vrei să ajungi acolo? Da. Și ce faci când ajungi acolo? Nu, ce faci? Vreau să zic că ce se întâmplă dacă nu reușești chestia asta? Da, pentru că poate că ți este mai mult frică de ce să se întâmple dacă nu reușești față de cât te entuziasmai ca să reușești. Mm-hmm. Trebuie să fii motivat. Trebuie să-ți găsești o motivație ca să poți să o duci pe termen lung. Pentru că o să te trezești că ai făcut de câteva luni bune de zile, nu vezi nu știu ce rezultate, nu pentru ce faci. Că tu ești ok, așa un corp subțire, nu ai tu multă masă musculară, dar de ce? Corpul, creierul o să-ți transmită deja niște semnale. Bă, de ce? Du-te acasă, că e ok, stăm frumos, mai stăm în pat un pic. Dar dacă ai o motivație, cum am avut-o și noi, bă, uite, o să mă duc la concurs, bă, vreau să fiu mai... vreau să impresionez. La început, cam așa începe. Vreau să impresionez, vreau să mă impun în societate, cumva fizică. Asta, la început, asta trebuie să mă impun, să mă arăt cât de macho man. Dar după aia apar concursurile, că aia dispare. Am concurs, primul meu concurs, mă pregătesc, peste 2 ani, tractare, știi? Și asta te ține. Următorul an, alt concurs. Da, o să dispară și asta. Ce te motivează să continui să faci sală? Și sunt niște lucruri care sunt extrem de importante pe perioade lungi de timp. Chiar, asta e o întrebare foarte bună. Da. Pentru că eu am pățit, eu sunt situația când am renunțat la concursuri, ce fac? Ce mă motivează să mă antrenez în continuare? După ce renunțăm la concursuri, ce ne mai motivează să facem sală? Adică, Petru, mâine renunț la sală, renunț la concursul, pardon, la sală. Ce te motivează să mai mergi la sală, să mai te antrenezi? Mă, ideea e că, cum spuneam și înainte să ne apucăm să filmăm, ideea e că te gândești în felul următor. Ai două opțiuni. Poți să fii apt fizic, poți să fii puternic, știi? Poți să fii efectiv în cea mai bună versiune a ta fizic și poți să nu. Poți să fii slab, poți să fii efectiv incapabil să faci anumite chestii fizic, să sară un gard, să ridici o chestie grea. Poți să alegi, sunt în fața ta, poți să alegi. De ce ai alege să fii slab? Alegi să fii puternic. Eu de aceea mă duc în fiecare zi la sală, pentru că îmi doresc să fiu puternic. Îmi doresc efectiv să fiu cea mai bună versiune a mea fizic și nu numai, știi? Adică ăsta e motivul pentru care mă duc la sală. Nu pentru concursuri, nu pentru ăsta și dacă ar dispărea concursurile. Și asta o poate aplica absolut oricine. Adică de ce să alegi să fii slab când poți să fii puternic? Da, clar. De ce să alegi să arăți rău când poți să arăți bine? Adică eu de ce? Eu de fiecare dată când fac ceva ce e super greu, îmi imaginez că sunt atât de badass. Adică eu fac o chestie care poate eu fac încă câțiva oameni. Pentru că ceilalți să dau bătuți. Cum să nu? Adică da, vreau să fiu persoana aia vreau să fiu. Vreau să fiu piele sau să fiu slab. Nu vreau să fiu. Vreau să fiu mușchi, nu vreau piele. La mine mulți ani a fost motivația, concursurile au fost motivația, dar acum văd din altă motivație chestiile astea. Vreau să fiu în primul rând funcțional. Știi? Adică gen să pot să alerg, să pot să fac sarcini zilnice, cum ai zis tu, să pot să sari un gard, să pot să urc scările.
să ai echilibru când, doamne, fer, pășești pe gheață și ești acolo abia să pici. Infractorule. Da, da, la modul, deci, teoretic, ăsta ar fi principalul mod, principalul motiv pentru care ai vrea să începi să faci sport. Pentru că devii o versiune fizică mai bună a ta. Poți să duci plasele. Deci asta intră la perseverență, la constanță, la continuitate în sală. Da, și la, și la răbdare. La, și la răbdare, deci clar. No, și acum, dacă antrenamentul îi pus la punct și ai încerc să ai o încărcare progresivă periodică, alimentație pusă la punct, nu te mai oprește absolut nimic. Absolut nimic. Să arăți cum arată puțin. Să te simți și, cum să simți puțin. Și stres managementul, pentru că uite, stres managementul, în primul rând, hai să zicem că e vorba de stres fizic, că dacă faci încărcătură progresivă foarte mult timp, se acumulează un stres. Da, și efectiv o să vezi că nu mai performezi la fel în sală. Și atunci trebuie să-ți ridici o semn-întrebare, pentru că ai făcut ceea ce ai făcut în trecut și ai văzut că a funcționat. Acum dacă mergi pe o pantă descendentă, înseamnă că s-a acumulat oboseală în corpul tău și trebuie să iei o pauză activă sau trebuie să faci chestii care să te ajute să te recuperezi. De aceea e important ca și... Să ții amintea de rutina. Nu, eu mă refer fizic acum, că vreau să clipă aceea, știi? Și atunci faci un deload, știi? Și în deload-ul ăla poți să mergi să te miști, mai faci stretching. Eu mi-am propus ca săptămâna de deload să mă duc să fac alt sport, să mă relaxez. Și dacă mă duc și joc șah sau biliard, adică e o săptămână în care eu o văd ca și parte din procesul de a crește masă musculară sau, mă rog, de a deveni mai apt fizic. După aceea, mental, și aici consider că mari sportivi, cum de exemplu e Halep sau așa, au persoane care merg la un coach. Știi? Și mă și vorbesc cu el. Poți să zici că un fel de psiholog, știi? În care își, în care își povestesc experiențele și văd cum ar putea să vadă din alt unghi, exact cum a zis unor, cum ar putea să vadă din alt unghi încât să nu mai perceapă ca și o presiune atât de mare un concurs sau indiferent sau perioada de pregătire pentru un concurs. Și la masă musculară multă lume intră într-o capcană în care vrea să construiască cât mai multă masă musculară, dar își pierde din funcționalitate. Nu mai are la fel de exploziv, nu mai are la fel de multă anduranță. Da. Și atunci cumva nu trebuie să picăm aici. Vorbim de sportivi de performanță la McGregor. Da. Pe cine l-are. Da. Paido Portela. Și pe Tony Robbins a fost acum la ultimul match. Da. Ce vorbim. A fost loc. Cât de important e. De ce să înțeleg de întrebare. Cât de important e psihicul înainte de o competiție sportivă. Da. Știi? Mentalul. Și Tony Robbins clar că nu știu să-l să-l strângă acolo psihic, încât să fie focusat strict pe meciul respectiv. Da, de exemplu, pentru un powerlifter care urma să ridice, nu știu, un număr extrem de mare de chile, am auzit când vorbea cu psihologul lui, știi, și în timp ce făceau pregătire psihică, îi spunea că în momentul în care ridică, să-și imagineze că urmează să ridice greutate pe copiii lui, că dacă nu... Îți dai seama ce film le creează în cap încât să poți să ajungă la asemenea performanță. Că sunt niște performanță, nu știu, să reușești să ridici un număr, nu știu, 500 kg sau așa, sau să, cum să bate ea în cuști. Efectiv, e inuman și să ajungi să-l dobori în, nu știu, primele 5 secunde, cum a făcut și Conor McGregor. Nu știu. Mă rog, ideea e că extrem de rapid înseamnă că îți dai seama că o accesat o parte din realitate care nu e accesibilă, știi? Da, că no. Păi, stress managementul, deci, clar. Da. Și le mai numerăm o dată. Avem perseverența, în primul rând. După aia, clar, antrenamentul e pus la punct cum trebuie, e nutriția pusă la punct și avem stresul pus la punct. Adică cât stress mai... Stress managementul, da, cât mai redus. Și mare parte zâmbește mai mult și n-ai cum să n-ajungi să ai un corp atletic. Nu? Să crești masă musculară. Da, apropo, la nutriție, să revenim, n-am specificat să fie surplus caloric. Exact, corect. Avem nevoie de un surplus caloric, nu foarte mare, că atunci o să o dăm în partea alaltă și punem prea multă grăsime și pe anechinin să dăm jos grăsimea aia și o să fie așa o... Depinde de cât timp face o musală. Dacă o face la început și, de exemplu, are 40 de kg de masă de grăsime extra și n-a mai făcut mișcare, o să pun oricum masă musculară.
Da. Asta da, și atunci nu cred că își mai are rost surplusul caloric. Eu m-aș duce cu un deficit caloric la o persoană care are dat deja. Bine, stai un pic. Eu mă gândeam că vorbim strict despre persoane care își doresc să crească masă musculară. Că aici deja e vorba despre persoana care își dorește să slăbească și nu mai făcut sport și atunci automat să crească masă. Poate să uită și persoane care sunt supraponderale și atunci crea un surplus caloric și atunci, dacă ești supraponderal, o să vezi în alt episod când o să vorbim despre slăbit. Da. Bun, cred că am atins așa colorat toate chestiile. Toate subpunctele, deci rămâne decât să ne vedem la un nou episod săptămâna viitoare. 'Mi place să mănânc organele. Ok, stai. Nu s-a putut abține. Era la fileu. Ok, continuăm. Așa. Deci ce te motivează? Ce fă-i gora fost? Trebuie să ne... asta. Serioși, oameni serioși și societate. Noclu și jobeni, n-ar ști și eu. Vă pupăm, vă iubim. Am zis, nu, asta taia, de taia, nu e ok, treaba asta.